Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Ce-i rău și ce-i bine, tu te întreabă și socoate. Mai bine de 45 de ani, în mod tendențios, s-a spus despre autorul acestor versuri că ar fi fost ateu. Vremea a trecut însă și a sosit o alta în care putem să-l deslușim pe Eminescu în chip vădit, ca fiind unul dintre cei mai însemnați apologeți ai ortodoxiei românești. Mulți au vorbit despre Eminescu, destui au scris aproape tot ce se putea scrie despre un om și despre opera sa. Însă numărați pe degete au fost aceia care, dăruindu-se pe sine, au zămislit nu vorbe goale, ci o doare de mare preț ale gândirii și nervului lor creator. Dintre aceștia însă, omul de cultură Zoe Dumitrescu Bușulenga s-a desprins meteoric, așezându-și exegeza pe orbita Eminescului. Cea care spre apusul vieții a îmbrățișat și din lăuntru ortodoxia, primind schima monahală sub numele de Benedicta, spunea despre Eminescu că a iubit ortodoxia și a apărat-o. Opinia sfioasă a oamenilor de cultură ar trebui să convergă înspre o umilă recunoaștere a posibilitatea infinită a lecturilor textului eminescian. E adevărat că tot timpul avem sentimentul firește al neputinței noastre față cu capodopera, dar în același timp suntem continuu stârniți de tocmai ce înseamnă această neliniștitoare proximitate. Și suntem tentați să mai facem o dată pasul, chiar dacă în deșert, pasul spre interpretare. Cum spun, cu umilitate, cu sfială, pentru că ne confruntăm cu o capodoperă. Mulți au grăit și poate încă mulți mai spun că Eminescu, prin lirica sa, biruit de căutările filozofice, n-a arătat în chip vădit dragostea pentru ortodoxie. Poate că nu aceasta a fost intenția sa, dar cu siguranță, din miile de pagini de manuscris pe care le-a lăsat, reiese că Eminescu l-a găsit pe Dumnezeu, ajungând negreșit de la filozofie la teologie. Odată ce l-ai aflat pe Dumnezeu, nu poți să-l uiți. Ori Eminescu l-a aflat pe Dumnezeu încă din copilărie, crescând în spiritul ortodox al unei familii care avea legături strânse cu monahismul. Surorile mamei sale erau călugărite la schitul Agafton, iar micul Mihai mergea adeseori acolo. Trei unchi, tot din partea maternă, s-au călugărit. Același Mihai, copil fiind, a primit primele învățături de la preotul satului. Așa cum din geografia unei țări nu se pot elimina vârfurile cele mai înalte, care spre acelea convergând un întreg relief, așa nu se poate concepe cultura și spiritualitatea română fără de Eminescu. I-a dat Dumnezeu un dar de a recepta cu acuitate ceea ce a fost înainte de el și i-a dat totodată darul, sau mai precis, el s-a jerfit pentru a putea transmite, prelucrând și transmițând pentru cei de mai târziu. Cultura modernă românească se sprijină pe umerii acestui om, care a fost mult mai mult decât poet. Noi îl cunoaștem ca poet, dar în primul rând a fost o viță în neamul său, o viță care a adus în momente dificile pentru neam, a adus un mesaj din adâncuri și din cer pe mai departe. Mărturiile târzii despre sfârșitul vieții lui Mihai Eminescu vorbesc despre spovedanie și cuminecare, despre cunoașterea adevărului, a căii și a vieții. Cine gustă din Eminescu simte că gustă din adevăr și această gustare din adevăr îi dă putere pentru mai departe. Este un gust nemincinos și este o putere care nu poate fi contestată. Despre Eminescu nu poți vorbi fără a face referire la ortodoxie.
Nu poți dialoga despre Eminescu fără să te oprești la opera dascălului și criticului Zoe Dumitrescu Bușulenga. Nu poți vorbi despre Maica Benedicta fără să te oprești asupra laturii profund spiritualizate a exegezei sale. Ea este cea care l-a deslușit pe Eminescu, acel Eminescu al contradicțiilor și al unei dualități creatoare care certifică geniul. Apropierea dumneaei de către Eminescu s-a făcut nu numai cu dragoste, ci și cu smerenie. Și cred că smerenie este cea care deschide calea cunoștinței cu adevărat pentru a înțelege un om și, bineînțeles, opera sa, care este o prelungire care îl depășește pe el, deși izvorăște din el. Crăiasă alegându-te, în genunchi-mi rugându-te, înalță-ne, ne mântuie din valul ce ne bântuie, fi scut de întărire și zid de mântuire. Privirea-ți adorată asupra ne coboară, o Maică preacurată și pururea Fecioară Marie. Simt din ce în ce mai mult nevoia înălțării către cele de sus, către patria noastră, cea adevărat. Și cu atât mai mult mă simt atrasă către cele de sus, cu cât împrejurul nostru parcă apare sau se construiește altă lume decât cea în care m-am născut și am trăit. Este vorba de o lume secularizată, o lume în care spiritul, din nefericire, pe cale să dispară. E o lume în care a dispărut prima poruncă a Mântuitorului, iubirea de aproape.